Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vom face un fel de review, dacă putem numi așa, la noul meu birou. Mi-am cumpărat birou de gaming. Nu am scaun de gaming, dar mi-am luat birou de gaming. De ce mi-am luat birou de gaming? Că n-am găsit altul pe dimensiunea asta să se potrivească aici. Că, na, e spațiul cam restrâns și am avut nevoie de ceva de fix 120 de centimetri. Că jos cum vine marginea asta așa de gresie pusă pe pereți, de 3 degete înălțime, cam 125 aveam spațiu util. Și cam asta a fost problema. Da, pentru mine este suficient. Este un birou de gaming, vi-l prezint imediat. Hai să vă spun o poveste amuzantă, cum a fost să-l iau. Ideea e că eu l-am luat direct din magazin. Puteam să-l comand online. Problema era alta. Nu era pe stoc la niciun dedemand de prin zonă de pe la mine. Era tocmai... Deci singurul dedemand care avea ăsta pe stoc era un dedemand de prin Ilfov, parcă. Și mă cam rupea la transport, că dedemandul e pe zone cum livrează și e cam nasol. Și m-am gândit, bă, aștept să-l bage pe stoc la un dedemand care să nu fie în celălalt capăt al orașului, ca să nu traversez tot orașul, să fie undeva aproape, și mă duc dimineața și le iau înainte să plec la muncă. Sâmbătă am fost la wrestling cu tovarășa, și a duminică dimineața am fost să luăm biroul că-l băgase între timp pe stoc. Și din fericire a intrat milimetric în portbagaj. Dacă era cu un centimetru mai lung, nu intra. Trebuia să țin ușa portbagajului deschisă, să o leg cu frânghii sau nu știu, să îl iau în brațe, abar n-am, vedeam eu cum făceam. Dar a intrat milimetric în portbagaj. Cine zice că Forfi este o mașină mică, nu e mică. E foarte bună. Important e să știi să o folosești, ca și în alte situații. Da, am mașina mică, dar și o să o folosesc băcar. Da, și l-am montat în seara următoare, n-am mai stat să filmez că eram cam obosit, dar cu două imbusturi și vreo nițică răbdare, dar cu multă oboseală în același timp că era 11:30 noapte, am reușit să-l montez. Și hai să vă prezint biroul, vă zic câteva detalii, vă las și link în descriere pentru cine vrea să-l ia, că sunt mulțumit, hai să vi-l prezint. Și da, vă fac și o prezentare cu setup-ul meu, că nu l-am mai prezentat de când stăteam unde stăteam înainte. Așadar și în prin urmare, avem aici noul meu setup. Eu înainte țineam pe latul ăsta, pe bufetul ăsta, pe minibarul ăsta ce-o fi, țineam aici ambele monitoare și tastatură și tot. Și vă dați seama că nu era prea confortabil pentru mine să stau așa și să fac treaba la calculator. Calculatorul pus acolo, adică era nasol. S-a văzut un pic în videoclipul când mi-a curățat Cristi calculatorul pe gratis. Acum o să folosesc ăsta probabil pe post de masă când mănânc, trebuie să fac puțin ordine pe acolo. Și alea sunt mănuși, nu vă gândiți că e altceva acolo. Da, și sticla aia aici de Captain Morgan, de-am băut atunci, nu contează. Și pentru cei care mă urmăriți pe Insta, când mi-au vândut mie sticla cu tot cu alarmă, nu mi-au mai scos o de la casă. În fine. Deci hai să vă prezint biroul și după restul setup-ului. Este un birou de gaming, pentru că, deși nu sunt fan chestii care au numele gaming, cuvântul gaming în nume, pentru că nu mă convinge așa ușor, cum de alții adaugă în orice, în loc de .com, pun ei acum site-uri .ai, ca să sune mai wow. Am luat biroul ăsta în principal pentru dimensiune, că n-am găsit altul care să fie fix 120 de centimetri cât e spațiul meu aici, că na, sunt chestiile astea și nu prea era loc. Și mă bucur că nu este mai înalt, că după aia se lovea de chestia asta și nu mai puteam să deschid nici geamul. Bine, oricum, geamul nu poți să-l deschid de tot, că o să se lovească de spătarul de la scaun. Și așa nu știu ce o să fac, că am oglinda asta aici. Deci cred că o să iau green screen-ul, nu o să-l pun pe spătar pentru că nu am loc. Așa că o să pun probabil green screen-ul în spate, mă rog, în spatele meu lipit de oglinda asta, ca să poate pot să folosesc efectul de green screen, cine știe. Văd eu că nu o să am loc după aia. Plus că nu vreau, de exemplu, intru pe OME sau, nu știu, reacționez la ceva și pun o cenzură și mă trezesc după că se reflectă de pe monitor în oglindă și apoi se vede pe cameră. Sau, hai să zicem, nu se vede dacă sunt în kilo sau ceva, dar, mă rog, nu prea îmi place mie cu oglinda aia acolo. Deci biroul. Material probabil lemn, vă las link în descriere. Picioarele în formă de capa, dar mie îmi convine că nu e cu șină din aia, că oricum nu o foloseam. Dimensiunea o vedeți în descriere, în descriere, în link-ul ce o să vi-l las. Poate fi reglat un pic pe la... A rămas un pic de polistiren de se vede alb acolo.
jos sare ca un fel de rotițe de le învârți stânga-dreapta ca să coboare sau să urce ca să fie drept. În caz că, nu știu, ai casa în pantă sau ceva. Sau poate vrei să-l montezi de afară, nu știu ce idee ai tu prin cap. Avem aici găuri pentru cable management, ceea ce mă ajută să nu stau cu mațele întinse pe aici. Astea erau, cum ar veni, avea o chestie pe care o glisai și era o gaură mai mică. Dar nu mi-a ajungea, era prea mică pentru câte cabluri aveam și mie mi-a trebuit una mai mare, ca să sune cât mai sexual posibil. Și am scos alea și trec pe aici toate cablurile fără probleme. Mai am și bara asta de aici pe care o pot folosi pentru cabluri și măcar nu am aici 100 de mațe strânse. Da, puteam să mai aranjez un pic cablurile alea, dar n-am mai avut niciun chef acum. Și setup-ul meu vine cam așa. A, de adăugat. Aia nu știu ce era la birou, dar habar n-am. Suport pentru... Nu știu pentru ce ar putea să fie chestia asta suport, că... Hai că am lovit și un monitor. Că... Bă, hai că stă telefonul. Ok. Surprinzător stă telefonul pe chestia asta. Cred că o să pot folosi asta pe post de suport de webcam până la urmă. I-am găsit un scop. O să mut webcam-ul de pe monitor pe aia eventual. Văd eu. Dar să o pun aici, nu știu. Hai că aia e bună ca suport. Mi-am dat și o seama de o chestie, că... Telefonul pe aici, gen prin asta, nu intră pe aici, nu intră, nu știu, poate suport de telefon ceva o avea ăsta ca rost, sau habar n-am. Mai dai aici un suport de pahar pe care folosesc să țin perdeaua, nu zic ce băutură este asta că-i nașpa, nu merită, am încercat căci că ăsta e mai bun decât Desperados, vrăjeală, Desperados e mult mai bun. Și mai am aici un suport de căști, bine, cam ating un pic căștile că mi-am pus eu calculatorul aici. În rest, alte detalii despre birou n-aș putea să mai dau. Hai să trecem și la setup-ul meu, că nu mi-am mai filmat setup-ul de când locuiam unde locuiam acum un an și ceva. Și ignorați faptul că sunt în ciorap și în papuci. Mă cred de ăla, de prin... Nu Vagos, ceilalți. Deci avem așa, microfonul la care am pus șervețelul ăsta să nu se zgârie biroul, că e menghina sau cum se cheamă, care strânge să nu pice microfonul de aici. Monitorul de 240 de Hz. Monitorul ultra-wide pe care îl țin pentru comentarii. Era o idee să le pun pe amândouă, însă stăteau cam câși și îl țin pe ăla acolo că stă bine. Că eu când mă joc sunt atent acolo și când vreau să citesc comentariile, bă, uit cu coada ochiului și le văd de acolo. Vă place wallpaper-ul meu cu Sting? Ring light-ul, trepiedul de telefon pe care îl folosesc să țină ring light-ul, să am și o lumină. Bătrâna mea tastatură de când am făcut... unboxing-ul ăla la un kit de gaming mizerabil, care era 120 de lei și două zile mai târziu mi-a apărut reclamă de la același magazin care începe cu A, se termină cu Lutex, care avea reducere după aia 50% și mă gândeam, bă, ar trebui să mă să returnez, dar stăteam la țară, n-aveam niciun Lutex în zonă. Deci din kitul ăla de gaming de atunci, din 2019, mai am doar tastatura care mă mir că încă n-am distrus-o și mocheta asta pe post de mousepad, care e utilă că măcar nu pătesc masa. Mouse-ul pe care l-am luat anul trecut, Red Dragon cu vreo 19 butoane, că celălalt Red Dragon s-a dus dracu. Da, e bun, că măcar acum nu mai folosesc atât de mult calculatorul, că mai sunt și eu plecat pe la servici, dar o să mă țină mai mult mouse-ul ăsta. Sper, a fost 100 și ceva de lei. Căștile astea le-am făcut review anul trecut, niște căști Hama, microfonul cam slab, dar te auzi, se aud bine. Eu n-am dat niciodată bani mulți pe căști. M-aș gândi să cumpăr eventual... Dacă, nu știu, n-am ce face cu vreo 100 de euro, niște căști Corsair cu cablu detașabil care au și baterie, alea sunt niște căști care se aud absolut impecabil, însă nu prea aș da eu atâta pe niște căști, sincer, mai ales că nu mai stau atât de mult la calculator. Webcam-ul, ceva webcam de 100 de lei, care surprinzător își face treaba dacă am lumina bună. Dacă n-am lumina bună, mă văd cam în 13 frame-uri. Bătrânul meu calculator, de fapt nu chiar bătrân, care are vreo 2-3 ani. Am mai pus niște stickere, nu ăsta. I-am pus undeva un sticker cu... Ăsta e? Hai că nu se vede. Eu i-am mai pus niște abțipiri de cu Ryzen 9, cu din astea, cu ce am mai luat și eu de pe la muncă. O să-l umplu de sticăre. Așa. Scaunul pe care l-am luat și pe ăsta anul trecut. Și cam asta ar ține de setup-ul meu de gaming. Băi, am de asemenea
telefonul ăsta pe care îl folosesc de prin 2022. Deci are 2 ani telefonul ăsta, dar din fericire nu fac treaba cu el. Sau face 3 ani anul ăsta, mă bate matematica. Bonus, o icoană care mă veghează de fiecare dată când în jur îmi fac cruce și mi-iartă toate păcatele. Chitara și amplificatorul le am la muncă. De ce? Mai cânt acolo în pauze, că acasă nu prea am cânt. Și nu știu de ce mi s-a oprit filmarea după 8 minute și am vrut să mai prezint geanta asta în care țin camera de piept, la valiere, trepiedul și alte chestii pe care le mai folosesc când mai să plec undeva să filmez. Le-am folosit și pe astea de m-am rupt. Deci da, cam ăsta ar fi setup-ul meu. Și că tot făceam în zilele mele de glorie, când rupeam cu promovările, că altă sursă de venin aveam la momentul actual, făceam live-uri cu cu note la setup-uri. Nu știu, făceam promovare la un server de Discord și băgam acolo concurs de setup-uri sau ceva. Făceam concurs de setup-uri și dădeam note la setup-urile abonaților. Așa că vreau cu ocazia acestui videoclip să-mi dați o notă acestui setup, cum vi se pare ideea. Că țin acolo monitorul principal de joacă, ignorați că e un pic dezordine pe desktop, și cel de comentarii sau de alte chestii îl țin acolo. Nu știu, văd eu cum aș putea să-l mut. Nu mă puneți să-l prind în perete, că ăsta e rigips pe partea asta, că aici cumva era balcon înainte. Aici e tare. Poate să iau un braț de ăla de monitoare, dar nu prea am spațiu aici și nu vreau nici să dau monitorul ăsta, birou mai încoace, că după aia nu mai am loc să deschid geamul. Și îmi place că am draperiile astea și nu se vede nimic de afară, ca să nu vă dați seama pe unde dracului locuiesc, că am destui stalkeri. Deci da, să-mi lăsați și voi o notă la acest setup. Lăsați și voi un like acolo, că nu strică, dacă vreți, și dați sugestii de videoclipuri pe care să le mai filmez. Fie jocuri pe care aș putea să le joc și nu le-am jucat sau nu le-am terminat pe canal, sau locuri prin București pe unde aș mai putea să trag cât un vlog, că am sculele astea aici pe care le-am folosit de m-am rupt. Hai! Pe data viitoare tuturor! Ciao les!